am regăsit, dragii mei, dragi, pe canalul Laura Scop. Deja este marți, așa că astăzi o să discutăm despre faptul că persoana voastră, deși nu mai sunteți împreună, deși în majoritatea cazurilor v-a părăsit, nu este fericită. Sigur că în unele situații există acea variantă în care afișează o mină foarte mulțumită cu viața sa, dar sunt curioasă să intrăm un pic în energia acestei ființe pe care voi încă o păstrați acolo în inima voastră, încă nu puteți să vă desprindeți de ea, și să vedem care ar fi, dacă ar fi un final al acestei povești. Dragii mei dragi, dacă doriți să participați la această etalare, vă rog să vă gândiți la această persoană, să-i rostiți de data aceasta numele în gând și să vizualizați un pic figura acestui domn sau acestei doamne, astfel încât să aflăm cât mai multe din energie. Intrăm un pic în energie și să vedem ce ar trebui dumneavoastră să știți, adică nu putem să îi încălcăm liberul arbitru. Așa că dacă minunații ghii spiritual consideră că trebuie să aflați ceva vis-a-vis de aceste persoane la care vă gândiți spre binele vostru cel mai înalt, sunt convinsă că o vor face și le mulțumesc din toată inima cu infinită recunoștință pentru acest lucru. Este o etalare generală, colectivă, cu care ați putea sau nu să rezonați. Preluați doar mesajele cu care vă potriviți în situațiile particulare. Haideți să vedem, poate avem și niște descrieri fizice, poate avem și niște vârste, de data aceasta poate avem și niște prenume, mesaje doar suplimentare, menite să vă atragă cumva atenția, pentru că nimic nu este întâmplător și dacă ați ajuns pe acest canal, la acest clip, înseamnă că în foarte multe cazuri veți primi mesaje țintă. Asta îmi și-mi doresc, tocmai pentru a vă rezolva situațiile particulare. Ei bine, energia generală a acestei etalări gravitează în jurul unei persoane malefice. Este o persoană care, din câte se pare, este o energie feminină, matură, posibil să aibă legătură cu o a treia persoană, intervenția unei a treia persoane. Sau poate că această persoană a fost cam tot timpul lângă persoanele voastre, fie femeie, fie bărbat. Ei bine, această femeie poate să fie și o a treia persoană cu care se află într-o relație, dar de reținut este faptul că este o femeie mai în vârstă, să spunem așa. O doamnă, o domnișoară care i-a coordonat și îi coordonează încă întreaga viață. În alte cazuri s-ar putea să fie mama sa, mătușa sa, sora mai mare sau chiar soția mai mare decât el, dacă este vorba despre o energie masculină. O persoană grizonată, cu ochii deschiși la culoare verzi, dar mi se pare că este o... De asta vă spun, o energie care, din păcate, mai umple și cu lucruri neortodoxe pe aici, pe acolo, poate destul de mult. Ei bine, soluția salvatoare s-ar putea să vină într-o lună de zile sau poate de mai bine de un an de zile vă luptați energetic cu îndepărtarea acestei energii malefice din jurul persoanei voastre. Posibil să fie naționalități diferite, pentru că aici una dintre piedici ar putea să fie chiar bariera comunicațională, diferență de limbă, de religie, de naționalitate, cum spuneam. Este o femeie mai scundă și mai plinuță, dacă vreți, probabil cu niște riduri mai profunde. O persoană care emite, din păcate, emite tot soiul de energii cu vibrație joasă. Alături de această femeie, persoana voastră încă rătăcește. Nu este fericită. Făcând o preetalare, am descoperit, mi s-a arătat acest subiect.
Este o persoană care, da, fără dor și poate, nu mă ascund acum vis-a-vis de aceste lucruri neortodoxe, le-a făcut probabil întotdeauna, le face în continuare, cu atât mai greu este persoanei voastre să iasă din acest cerc vicios, acest triunghi vicios. Doar că în scurtă vreme, ceea ce este demn de reținut este faptul că persoana aceasta își va da foarte repede seama, sau după un an de zile în care parcă nu i s-au mai legat nimic, s-ar putea să-și dea seama de aceste făcături pe care le face această femeie în vârstă. Posibil, v-am spus, mama, sora, mătușă, în sfârșit. Este ca și cum ar fi închis într-o colivie, dacă vreți, într-o colivie virtuală. Acum, vă dați seama că nu o să iau apărarea și să-i spun, vai, sărăcuțul de el sau sărăcuța de ea, uite că nu poate să... Dar, în aceste cazuri, persoana asta, subliniez, este efectiv ținută, în ghilimele de rigoare, în această cușcă virtuală, numită viața particulară alături de această energie malefică, maleficent, cum ne place nouă să spunem. Își petrece în momentul de față persoana voastră timpul făcându-și planuri, planificând cum să se debaraseze de această femeie. Posibil să fie el o persoană grăsuță, o persoană rotunjoară, așa, dolofănică, dacă este, sau poate să fie o persoană care nu este neapărat fusiform, despre asta este vorba. Și ceea ce vreau să vă spun este că așa l-a adus această persoană. Probabil că în momentul în care l-ați cunoscut sau când era mai tânăr, acum vorbim strict de energia masculină, era slăbuț, era fusiform, era atrăgător. Doar că această persoană a făcut absolut tot ce a stat în putere să îl îndoape efectiv pe românește, astfel încât să își schimbe și dieta și să devină un drăguț rotunjor care n-ar mai putea să placă așa oricărei domnișoare, să spun. Sau, simțindu-se în pericol, persoana respectivă a încercat cât a putut și încă încearcă să îl îndepărteze sau să o îndepărteze acum, dacă este și doamnă sau domnișoară, să o îndepărteze de prieteni apropiați care ar putea să îl sfătuiască să plece din această relație, pentru că este o relație toxică. Vă dați seama, fără doar și poate, că vorbim despre relații toxice aici. Persoana aceasta este într-o relație toxică, tentată fiind aproape lună de lună să plece, să fugă, dar această persoană face tot felul de mișmașul să îl rețină. Probabil că dacă rezonați cu această etalare, știți foarte sigur că îndepărtarea de această persoană ar fi unica soluție ca viața acestei persoane să revină la normal, să poată să-și ia viața în mână și să reușească chiar să ajungă cumva la voi, pentru că acum nici vorbă. În momentul în care încercăm această citire, nici vorbă să reușească în vreun fel să se întoarcă la voi sau să se gândească cumva să vă dea vreun telefon sau vreun mesaj. Nu spun că sunt situații în care poate știe persoana voastră, poate nu știe, îi ia telefonul, îi verifică mesajele, intră pe rețele de socializare. E adevărat, este o infracțiune până la urmă, dar dacă persoana aceasta doarme un somn adânc, făurit în ghilimele de persoana asta, nici nu are cum să-și dea seama. Dar v-am spus, în interiorul etalării, bine, Doamne ajută, că o să vedem cum, necum își dă seama de uneltirile pe care le face această persoană. Cred că dumneavoastră aveți un rol sau ați avut un rol foarte important în destinul acestei persoane. Pentru că datorită dumneavoastră, persoana asta a făcut niște schimbări importante în viața sa. De asta, în foarte multe cazuri, tind să
cred că tot datorită gândurilor către voi, ceea ce ați discutat, că poate dumneavoastră fiind așa foarte intuitivă, având un al șaselea simț foarte dezvoltat, probabil că în discuțiile voastre i-ați amintit sau i-ați sugerat faptul că din cauza influențelor negative, respectiv femeia de care am vorbit, ar putea să juineze viața, inclusiv relația pe care o aveți împreună. Direct sau indirect, că poate știe că, sau poate nu știe de voi, dar mi-este imposibil să cred că persoana asta nu știe de voi, nu neapărat ca existență fizică, ci ca energie. Sigur are pe cineva. Ia să iau telefonul. Bănuiesc eu care, iar dacă a dat peste mesajele voastre, cu atât mai mult. Dar jocul ei este destul de inteligent, pentru că în foarte multe cazuri tace și le face. Adică nu-i spune, am descoperit că ai pe cineva sau am descoperit că tu mai ai pe lângă mine și alte persoane. Nu, le elimină încet, încet. Sau elimină din jurul acestei persoane, elimină ușor, ușor și cunoștințe, și prieteni, și alte persoane care ar putea să îl ia de lângă ea. Este o energie foarte... o energie piedică, dacă vreți, în calea fericirii și a voastre și a persoanei respective. Dar sper, conform acestui mesaj, că în jurul a unei luni, sper să nu fie un an, sau încă un an, în jurul unei luni, să spunem așa, persoana asta să reușească să plece de acolo, să se rupă de acolo, să se desprindă de acolo, pentru că este și foarte multă influență materială, financiară. Adică cucoana asta, îmi cer scuze, ne mai destindem așa și noi. A devenit persoana voastră din punct de vedere financiar, că nu-i lipsește nimic, să fim serioși. Dar din inerție, această ființă s-a lăsat acolo în această energie și până la urmă, în anumite situații, chiar i-a plăcut. Sau a început să-i placă. Confortul, liniștea, faptul că nu are grijă a zilei de mâine. L-a îmbrobodit bine. Posibil să aibă copii și să aibă o atenție deosebită copiilor lui sau a ei, dar aici vorbim de căsătorii diferite, adică nu sunt copii pe care îi au împreună. Dar are o grijă foarte, incredibil, foarte mare grijă față de copiii săi. Îi ademenește și pe ei, vai, îi hrănește foarte bine, le face toate poftele. Posibil familia s-a extinsă, s-a introdus acolo încet, încet și cu atât mai greu persoana voastră îi este, persoanei voastre îi este foarte greu să rupă legăturile, pentru că până acum i-a fost teamă de un mic jihad ce s-ar fi putut instala în urma unei separări, unei despărțiri de această persoană. Foarte multe nume care încep cu litera C, cu litera G, cu litera F, H, dar foarte mult G văd aici. L, P de asemenea, N, A. Avem Greta, avem Grațiela, că tot am zis că dacă îmi vin așa în minte niște prenume, vi le ofer cu mare dragoste. Selina, Selena, Elena, Ana, Silvia, Silviu, de exemplu, cu H, poate să fie și acele litere cu umlaut în interiorul prenumelui. Să știți că poate să fie și sora sa. Pentru că aici este vorba și despre frații. Deci s-ar putea să fie acea energie malefică chiar sora sa, care îi bagă tot soiul de strâmbe. Soluția este de a se desprinde de această energie sau că această energie, dacă se poate și universul contribuie la bunăstarea persoanei voastre, să îndepărteze din jurul lui, din jurul ei această energie. Deci mie mi se pare că deci sunt frați sau surori, depinde de situație. Și dacă rezonați, probabil că deja ați identificat această persoană. Mai avem Horațiu, mai avem
Cătălin. Bine, așa cum am spus și în celelalte etalări, aș ruga, v-aș ruga foarte tare să faceți voi aceste derivate, pentru că aș pierde timpul și, într-adevăr, cum spune o doamnă, aș citi un pomenic și nu este cazul. Corina, Liviu, cu V, Vivi, Viviana, Valeria. Stella, Stelian, de ce nu? Doru, Dorian, Darius, Dariana, Daria, Daria. Sau poate să fie veri, uite. Pentru că văd niște apropieri foarte, foarte mari, mai mult decât o soție, de exemplu. Mie mi se pare că această energie este foarte bine înfiptă acolo unde este, adică este greu de înlăturat o astfel de femeie. Marius, Mariana, Anca, Felicia, Cecilia, Petre, Mihnea, Matei, Dacian, Nicolas, Nicu, sau mă rog, faceți dumneavoastră derivatele, Ina, Irina, Laura, Gigi, Jean. Octavian, Roxana, Anica, este bunică, uite, iar îmi vine, poate să fie bunică. În sfârșit, soluția salvatoare vine, cred că, tot datorită unei discuții pe care ați avut-o voi în trecut. Sau probabil că persoana aceasta și-a dat seama că ceea ce ați spus voi în discuțiile voastre în trecut au relevanță. Aceasta este partea plină, să spunem așa, partea plină a paharului. Vreau să dezvolt puțin legătura asta pe care o are cu voi și decizia, sau nu neapărat decizia, și-a dat seama de existența, de negativitatea, de existența acelor lucruri ortodoxe din partea acestei persoane, datorită unor discuții cu voi sau influențe sau modului vostru de a gândi. Că poate sunt situații în care vă nu cunoașteți respectiva persoană, dar prin discuțiile voastre, prin ce ați împărtășit unul față unul celuilalt, probabil că persoana aceasta are o altă viziune, a căpătat o altă viziune asupra vieții. Probabil că se gândește cum trăiți voi, ce contează foarte mult să obține de la viață, să trăiască simplu, să trăiască iubire, să trăiască fericire sau să trăiască material. Foarte multe lucruri, de foarte multe lucruri și-a dat seama persoana aceasta și vreau puțin să dezvolt legătura dintre voi doi. Și chiar vreau să clarific acest lucru pentru că v-am zis, legătura vine, separarea de astfel de energie vine datorită influenței pe care voi ați avut-o. Mulțumesc de inspirație. Vedeți că vin mesajele. Ok, sunt 4 cărți, nu 3. Cred că l-ați învățat loialitatea. Cred că l-ați învățat sau ați învățat-o să iubească în primul rând de la suflet la suflet. Să iubească sufletește și să lase la o parte doar educația fizică și spor, lucrurile telurice, pământești, bani, material și așa mai departe. Casă, masă, avere și trăitul în această atmosferă joasă.
Pentru că compromisurile pe care le-a făcut persoana aceasta au fost în scopul bunăstării personale. Doar că bunăstarea personală a căpătat altă valoare în momentul în care v-a cunoscut pe voi. Fidelitatea voastră, bunătatea voastră, candoarea dumneavoastră, faptul că i-ați fost prietenă sau prieten, i-ați fost loial, loială, probabil au fost discuții de început prietenești, schimb de experiențe, i-ați fost alături, probabil că v-a cunoscut într-un moment în care era disperat sau disperată să fugă dintr-o relație toxică, cum am zis. Mi se pare că a evadat necunoscut, acolo unde v-ați materializat voi, v-ați concretizat voi. Devenind prieteni, uite că lucrurile au evoluat între voi. E adevărat că sunt unele situații în care voi sunteți la distanță unul de celălalt și astăzi, în momentul acesta, sunteți la distanță. Probabil că unii dintre dumneavoastră sau unele dintre dumneavoastră încercați o altă relație cu altcineva. Probabil că în unele cazuri afișați această relație. Nu vă sfiiți să afișați această relație. Doar că persoana cealaltă, și cred că așa cum mi-aduc bine aminte în etalările trecute, încă vă urmărește și în unele cazuri și-a făcut chiar un scop realmente să vă supravegheze cumva de la distanță, deși nu mai sunteți împreună, că spuneam la începutul etalării tot el va părăsi sau ea va părăsi și a văzut de viață, dar nu este fericit. Nu este fericită. Motivația fiind reîntoarcerea la această relație toxică, dar din cauza, de fapt, că este negativ, beneficiilor materiale și financiare. Și adăugăm acele lucruri neortodoxe din care este destul de greu de scăpat. Dar s-ar putea să se încheie acea perioadă peste o lună de zile. Nu vorbesc foarte mult despre aceste lucruri neortodoxe pentru că nu le dau valoare. Doar că sunt niște perioade care, mă rog, din câte am înțeles și eu, se fac pe niște perioade în sfârșit. Și s-ar putea ca luna viitoare să se închidă cercul. Și persoana cealaltă parcă să-și revină la viață și să fie capabilă să plece de acolo, să fie capabilă să-și reia destinul în mâini, viața să-și o ia în mâini. Doar că pe voi s-ar putea să vă găsească ocupate sau ocupați, după caz. De aceea intervine gelozia. Se va gelozi foarte tare și va face un lucru sau va încerca, pentru că aici vorbim despre niște planuri pe care și le face persoana asta, pentru că în momentul de față nu vorbește, nu comunică cu nimeni despre ceea ce vrea să facă, dar plănuiește un divorț, o separare, o desprindere, inclusiv pe cale juridică. Nu mică v-ar fi mirarea să aflați în curând, într-o lună de zile, că persoana aceasta pleacă din relație, divorțează, se separă. Doar că s-ar putea să fie un pic cam dificil pentru voi să vă reîntoarceți, mai ales dacă începeți o altă relație, dacă deja umblă niște mici fluturași prin stomac, întâlniri sau reorientarea voastră datorită faptului că vă vreți fericită sau fericit. Nu stând în această relație până la adânci bătrâne, să se hotărească domnul sau doamna, să se hotărească finalmente să facă această separare. Vorbim de persoane grizonate din brunet, cu ochii deschiși sau negri, ei, cei care vă supraveghează. Persoane care au, cum să vă spun, sunt bine din punct de vedere material. S-ar putea să vă scrie. Și chiar să își justifice absența sau blocajul sau necomunicarea prin faptul că a fost naiv, a fost naivă crezând în vorbele
acelei persoane. Am crezut că este altfel, am crezut că vom ajunge la un consens. Am crezut până când am realizat că mă îndrept către o fundătură. Se simte sufocat, se simte sau sufocată și această stare, să știți că a fost accentuată în urma a ceea ce a simțit în ceea ce vă privește pe voi. Faptul că voi poate v-ați revenit, v-ați vindecat sau sunteți cel puțin în acel proces de tranziție în care vindecarea ocupă rolul cel mai important. În momentele astea, oamenii capătă o altă mină, un alt zâmbet. Este schimbată o astfel de persoană în momentul în care începe acest proces al propriei vindecări. Iar dacă adăugăm și iertarea, atunci cu siguranță persoana respectivă poate că n-are pe nimeni, dar este zâmbitoare, este solară sau devine solară, zâmbește mai mult. Se începe să schimbe lucrul, să facă modificări, să arate mai bine, să slăbească, să se îmbrace altfel, să, nu știu, modificări. Lucrurile astea se văd, lucrurile astea le văd, le vede și această persoană. Spuneam că poate nu sunteți cu nimeni, să nu pierd ideea. Se gelozește inclusiv pe starea dumneavoastră de bine și de fericire. Păi n-ai ales tu să pleci, ați spune voi. Nu ai vrut tu să te duci, rămâi cu cine vrei, rămâi cu tristețea ta. Nu sunt eu responsabilă sau responsabil de tristețea ta și de alegerile tale. Ai ales până ai cules, îți meriți soarta, nu? Ați spune așa, sunt convinsă. Și atunci, această persoană probabil că se gândește și la contraargument. Păi da, dar n-am fost eu de vină. A fost cealaltă influență negativă, că mi-a făcut, nu știu ce mi-a făcut și n-am știut. Un mesaj, un mic cadou, o floare, chiar și virtuală, un buchet de flori, de ce nu, poate vă apelează. Și să vă spună că între cei doi lucrurile vor fi terminate. Deci așteptați-vă la această situație. Haideți să vedem din punctul său de vedere, deci ca intenție, o primă intenție este aceea de, vis-a-vis de voi, a comunica cumva cu voi sau a vă împărtăși faptul că știi că mi-am dat seama numai unor discuții ale noastre, de fapt, uite, acum mi-am dat seama de fapt că sunt înconjurat de tot soiul de energii. Asta ca un soi de intenție. Că acum stă, plănuiește cum să se despartă. Deci probabil că mai durează o lună de zile până când lucrurile vor fi încheiate sau persoana asta va dispărea din viața sa. Sau măcar nu-i va mai da ascultare. Dacă este mama sa, nu are cum să dispară din viața sa. Nu-i va mai da ascultare. S-ar putea să locuiască cu mama. Și atunci va pleca de acolo și va lua în altă parte, un apartament, o chirie, nu știu. Sau se va desprinde cumva de această energie. Poate o are în întreținere, în îngrijire și ea. Sunt foarte multe lucruri grele acolo, care i-au pus capac ani de zile. 12 ani, dacă vă spune ceva, 12-14 ani, că e relația voastră, că e diferență de vârstă între ei. Va vedea cu claritate lucrurile. Persoana voastră va vedea cu claritate. Această carte înseamnă adevăr, înseamnă revelație, înseamnă claritate. Un adevăr iese la iveală. Probabil că îi se va lua ca un vâl de pe ochișori și va vedea altfel lucrurile. Capătă o altă perspectivă, iar pe voi vă vede, vă percepe altfel. Această carte mai înseamnă solidaritate, loialitate.
conștientizează de fapt că în acele momente în care ori v-ați certat, ori v-ați blocat, ori v-ați separat, ori a plecat, ori a abandonat această relație și v-a lăsat un gol în suflet și v-a rupt inima în două, și-a dat seama de alegerea pe care a făcut-o între voi și acea persoană, între suflet și beneficii. Și îi pare rău. Pentru că acum nu mai are nici beneficiile, nu pentru că nu i-ar fi la îndemână. Nu le mai vrea. Nu asta își dorește de la viață și conștientizează că nu asta a căutat. A căutat sufletul pe care, din păcate, acum nu-l mai are, sufletul reprezentând loialitatea voastră, prietenia voastră, faptul că ați fost solidar cu această persoană. Le-ați ajutat pe aceste persoane. I-ați ajutat. I-ați scos din multe situații negative, din stări negative, din suferințe personale, din poate va povesti despre lucrurile acestea. Și cu toate acestea, v-a abandonat și v-a părăsit, în unele cazuri, într-un mod destul de josnic. Vă apreciază, vă onorează acum, vă onorează amintirea, vă onorează discuțiile, persoana voastră o apreciază. Forța voastră, puterea voastră, faptul că n-a câștigat nimic. Și că o discuție preliminară ar fi fost justă, cinstită, decât să își ia băgăjelul să plece din această relație, în unele cazuri, fără să vă spună nimic. Parcă era un drept al său să facă rău altor persoane sau să îi fie indiferent ceea ce lasă în urmă. Consecințele au fost indiferente. Ei, suferă, îi trece și la revedere. Eu văd de viață, suferă puțin și trece. Ei, nu e așa. Căruata se întoarce câteodată. Haideți să vedem cărți de final, deci cumva răul îl taie de la rădăcină, urmează să aflați, haideți să vedem ca intenție, în afară de acea recomunicare, cad măștile, ia uitați. Deci vrea să vă spun acest adevăr. Vrea să își arate acum adevăratele sentimente față de eu, pentru că atunci s-a ascuns foarte mult, probabil că v-a și mințit, v-a păcălit. Sau poate că în unele cazuri există acea variantă să fi cunoscut această energie malefică, așa, matură, în timp ce era cu voi și să vă părăsească pentru această persoană. Dar, cum spuneam, a ales până a cules. De asta spun că posibil să fi existat și anumite minciuni aici. Nu vrea să se mai ascundă, clar, totul iese la iveală, inclusiv malefii sunt, inclusiv sentimentele sale. Nu vrea să mai fie ceea ce nu este. Scade vanitatea, renunță la vanitate, renunță la orgoliu, depune armele încăpățânării. Nu vrea să mai pretindă ceea ce nu este și știe foarte clar că vrea să repare acele greșeli din trecut. Pentru că deziluzionându-vă pe voi, pe X, pe Y, cum spuneam la începutul etalării, s-a deziluzionat pe el însuși sau pe ea însăși. A venit ca un bumerang. Am aruncat și mi-a venit înapoi. Dar nu odată. Mi-a venit de vreo 10 ori așa. Exact în frunte. Dragii mei, cam atât. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Mulțumesc foarte mult pentru mesajele primite. Vi le ofer cu dragoste. Vă doresc să aveți o săptămână absolut minunată. Până data viitoare, tot binele din lume, cu multă, multă iubire și recunoștință. Pa, pa!